could stick around and get along with you. Hello, oh, oh, oh. It doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the party. Don't get too excited, cause that's all you'll get from me. Yeah, I think you're cute, but really, people, sunt Raluca Benavides, iar voi sunteți pe ZU TV. Ce weekend fain se anunță! Este vineri seară și începe cea mai populară emisiune de party din România, ZU Party Romanian Tour. Aventura băieților noștri începe de la București cu destinație finală Timișoara. Oh, Timișoara, de când stăm la pândă să te petrecem? The Hitman chiar a zis la radio în săptămâna cu partiul de nenumărate ori că abia așteaptă să vadă Timișoara loc de suflet. DJ Lucian Bărbulescu e de consemn weekendul ăsta. S-a pregătit pentru partiul din cluba Tupab mai ceva ca niciodată. Facem party în miezul studenției cu studenți. Ce nebunie se anunță! Ce urmează? 15 minute de imagini cu Iureșul din a Tupab Timișoara. Piese hot, hituri rotite pe radio sau piese pe care mizăm că o să fie hituri pe viitor. Pregătește-ți Shazam-ul! Nobody pray for me. It been a day for me. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah, yeah. Sit down. Timișoara, ești gata? Băieții noștri, Adi Mihăilă, The Hitman și DJ Lucian Bărbulescu au plecat deja la drum și sunt gata să facă din nou un show unde se dansează pe cele mai tari seturi până dimineața târziu. Timișoara are deja renumele ăsta. Urcați în avion și decolarea e deja on! Hotel în Timișoara. Chef de distracție pe mei. Se amuzau pe holul hotelului. Domnul și domnilor, dacă ne mișcăm acum avem balans că sunt niște sisteme foarte deștepte de economisire de energie pe care la care nu te aștepta într-un hotel de modă veche, actualizat foarte frumos. Da, să faci cum ele pe sus. Da, vedeți exact ce vă povesteam. Dar stai, da? Avem, bun. Bună seara, bine v-am găsit. Ne iertați că vorbim mai încet, dar suntem în hotel. În 1 decembrie nu cred că doarme nimeni, exact. Da. Și știți că profesionist ar fi să nu tragem aici, pentru că uite, da. Dar ne place o astfel de chestie. Ne jucăm și noi, suntem tineri. Am zburat 35 de minute, 40 de minute.
am ajuns la Timișoara. Suntem foarte încântați de ceea ce urmează să facem în seara asta. A, apropo, ne-a așteptat un taximetrist foarte simpatic. Stai așa să revină lumina. Gata. Un taximetrist foarte simpatic care ne-a povestit de fapt cum stă viața, cum e viața aici în Timișoara. Și ne-am dat și noi seama că și au taximetriștii lor. Știi, și vorbim de parcă mai noi avem pe aia de vreau să-i sugrum, nu? Sau ce? Bine, nu, nici chiar așa, doar că n-am primit întrebări de-astea ciudate, gen până unde mergeți? Unde mergi, boss? Sau așa. Știe el ce știe. Merge mai des că e din Otopeni de acolo. Bărbulescu, Mihailă, în seara asta a tu, Timișoara, și mesajul direct este Timișoara. Ne bucurăm foarte tare că te revedem astăzi. Ative lo motore, que aquí no vinimos a hablar. Suelta el ritmo. Arriba, abajo, lento, lento, arriba. Primul impact cu intrarea de la club a fost puternic. Lume multă și înăuntru și afară. Ella le da cintura, 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 dale. 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 Pues entonces dale, toma, 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 toma. Pues entonces dale, toma, 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 toma. Pues entonces dale. Înainte de a veni în Atupap Timișoara, am verificat pe Facebook ce se întâmplă aici. Am rămas plăcut surprins să vedem și în post de atâta lume. Sorin, ownerul Atupap, povestea băieților că locul ăsta e deschis de aproape 20 de ani. Ați auzit bine, 20! Semn că în Atu lucrurile merg bine. Lume multă de toate vârstele, mai ales studenți care abia așteptau să facă parte împreună cu ai noștri de la ZU. Nu vom uita niciodată ce reacție tare a fost la intro. Piele de găină. Mulțumim, Atu! Right here! Right now, right here, 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 right now. Să-i felicităm pe cei din bar. O echipă atât de faină nu am mai văzut de mult. Și să știți că dăm vina pe voi pentru șaturile de dimineață. Bye.
E 4 și 27 de minute. Lucian, cum a fost? Bine! Bine, 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 bine! Am trecut în partea asta prin probabil toate stilurile muzicale aproape, adică cele care ne permit și care nu ne permit. Este 4 și 20 și ceva de minute. Mulțumim mult de tot celor care au fost cu noi în dimineața asta, Natu. O seară care a început bine, s-a terminat și mai bine, pentru că vreau neapărat să ne revedem în februarie. Când am ajuns în Natu, am zis, ok, bun, ce facem de acum încolo? Și ne-am dat seama că încet încet clubul ăsta s-a umplut, iar pe la 1:30 deja era full. Închipuiți-vă un club de studenți, un club care este în zona studențească și care la 1:30 era plin. Acum e 4:30 și lucrurile merg unse, pentru că deja am dat pe muzica celor care înțeleg despre cum e treaba. Ea este sora mea din bar. Cum a fost? Bine! Să vă dați seama cum a fost în seara asta. Asta-i Zoom Party, rămâne într-o pa, 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 pa! Iubim Radio Zoo, Zoo Party! You are the best! A fost Atu Timișoara, mulțumim frumos. Trece cineva prin cadru, dar e ok. Să Lucian Mărbulescu, să-i zup parte în România, în tur. Pa! Că au creat iar o seară spectaculoasă într-un club cu mega potențial, Atu Timișoara. Ne vedem iar în martie în Atu Timișoara, pe la jumătatea lunii. Vă mulțumim pentru party, jos pălăria! Sunt Raluca Benavides. See you next time!
s-au întors ai mei pe Zoo TV. Începe Zoo Party Romanian Tour. Și-au tras sufletul 3-4 zile, dar gata. Hai la party că România vă așteaptă. Cu energie multă venim peste voi pe Zoo TV în următorul sfert de oră, pentru că facem un tur de țară scurt. După ce am povestit mai devreme despre party-ul din Timișoara, vorbim acum despre ce au făcut Adi Mihăile The Hitman și Lucian Bărbulescu la Caransebeș, în Air The Club. Ia un loc, așează-te confortabil și dă mai tare! Sunt Raluca Benavides. Bine ați venit la un nou episod Zoo Party Romanian Tour! Evenimentele weekendul trecut pentru Adi Mihăile The Hitman și Lucian Bărbulescu. Din Timișoara au mai mers un pic și au ajuns la Caransebeș. O oră și un pic de mers pe autostradă și, bam, gata! Ai mei sunt on pentru încă o seară de party! Foarte tare să-l revedem pe Rafa, ownerul Air The Club, căruia i-a fost atât de dor să ne vadă, încât l-am chinuit, l-am târât până la Timișoara să ne ia. Păi nu ne iubește el pe noi? Ce vedeți acum este un nou episod filmat în Caransebeș. Air The Club este singurul club care rupe în Caransebeș. Și când zic club, gândiți-vă la cuvânt în toată puterea lui. E pe val și e clar că și noi suntem mereu încântați să venim aici. S-o dăm cu bună dimineața? Bună dimineața, națiune! Noi n-am mai dormit atât de bine de foarte mult timp. E adevărat, cu o mică pauză de 2 ore... Cât am făcut pe drum de la Timișoara la Caransebeș. Trei, cu ce am mâncat mai devreme, cu plecatul de la hotel. Ai. Ce să zic? Dar a fost una dintre... Asta se numește un fel de trilogie. Da, treia petrecere pe weekendul. Plus că am avut marți balul din Sibiu, din Liquid. Frumos ce s-a întâmplat aseară în Timișoara și am zis dacă toți suntem în zonă. A dat un telefon scurt prietenului Rafa, l-am întrebat ce face pe 2 decembrie, a zis cât se petrece românește. Și am zis de ce să nu venim și noi dacă toți suntem în zonă, da, și să petrecem împreună. Air The Club, locul în care venim acum pentru a doua oară, din nou cu tine. Unde data trecută a fost super bine. Super, super bine. Super, super wow, cum zice domnul. Vă arătăm altă dată. Este una dintre petrecerile, sau de fapt a fost una dintre petrecerile în care noi am terminat la 6 dimineața, am început la 1 și am terminat la 6 dimineața. De data asta suntem nevoiți să ne oprim la ora 4, pentru că trebuie să ajungem la aeroport în Timișoara. Deci avem avion care decolează la ora 6. Na. Lucrurile sunt încă la început. Ne am venit aici într-un lounge foarte mișto amenajat de Rafa și de oamenii lui. Să ne știți în spate, ne relaxăm, ne concentrăm, ne luăm un aghiu și ne pregătim frumos pentru ceea ce va urma în seara asta. Zoo Party Romanian Tour, din nou pe Zoo TV HD, Bărbulescu Mihăilă. Suntem în Air The Club din Caransebeș. I feel you up with bones that can never break.
Take you to a dark, a shade of gray. Warm you like a sun that'll never fade. Oh, 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 oh. This is power. This is power. This is power. This is power, power, power. Vreme de Rafa. Uite-l, povesteam backstage cu Adi. Rafa, bine te-am regăsit. Bine ați venit, mă bucur că ați venit. Chiar mă bucur din suflet. Mulțumim de invitație. Cu mare drag oricând. Cu mare. Data trecută să știi că vreau să ne ierz pentru ce am făcut aici la tine. N-ați făcut absolut nimic. Chiar m-aș bucura să faceți la pătrat ce ați făcut data trecută. Chiar cu mare drag. Și tu, și Lucian, și Nargis, cu mare drag. Chiar mă stă acolo și râde, rânjește el așa printre mustăți. Cum e seara asta? Cum o să fie? Să anunță lume, 2 decembrie, e încă weekendul de... 2 decembrie, e încă weekendul, să zic așa, după 1. Eu zic că o să fie lume, o să fie super, având în vedere că și ultima oară a fost chiar super bine și lumea s-a distrat mega. La aud pe al tău că e în formă mare. E super în formă și lumea de acolo, mai puțin deja vă aclamă, că văd o grămadă de clienți care vin și mă întreabă când intră, când intră, când intră Lucian cu Adi, când vine. Zic, mă, s-a aici, nu-i nicio problemă, au venit chiar s-a aici, nu. A, ok, atunci stăm liniștiți. Chiar vă ziceam mai devreme că Rafa chiar are aici un backstage care te face să-ți intri așa într-un film foarte mișto. E bun locul ăsta. Zim de Crăciun, de Reblion, ce faceți? Practic de Crăciun o să avem o mare nebunie. O să înceapă, noi practic începem Crăciunul de vineri. Crăciunul ce zi pică? Păi ajunul pică duminică. Luni pică prima zi a doua. Dar noi practic o să începem de vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți. Deci o să avem... Știu că tu ți-ai deschis un club și jos, cred că o să le deschizi pe amândouă, atât de multă lume o să fie. O să avem într-adevăr luni, o să fie luni în prima zi de Crăciun, o să fie ambele deschise și cu siguranță va fi nebunie de oameni. Nu știu ce să fac, dar principal să simtă lumea bine. Revelion de asemenea eveniment, nu? Sincer, de Revelion nu cred că o să ținem, că atunci vreau și eu liniște, te-aș minți să zic. Deci atunci vreau, mi-ajung, sunt cele 5 zile atunci când o să fie Crăciunul, mai vine după aia weekendul, că Revelionul pică exact duminică, o să mai avem o vineri și o sâmbătă iar cu nebunie. Și de aia cred că de Revelion. Deci Revelionul tău e Crăciunul meu, cam așa e. De ce nu, exact, Revelionul meu e Crăciunul tău, deci chiar vreau puțină pauză, chiar e. Da, Rafa este omul care are clubul ăsta, e un om extraordinar și dacă veniți, dați un semn, spuneți-i că îl știți de la Azu TV, de la Bărbulescu, care stă acolo liniștit și noi muncim aici. Și chiar nu zice nimica. Ne pregătim, intrăm în câteva minute, abia așteptăm. Ce-are DJ Vanideria, cum sunt anii, metalul de răgoi. Cum să nu iasă un party pe cinste atunci când totul în jurul tău este cunoscut, când te simți atât de bine cu cei pe care îi întreții, ca entertainer? Astea sunt cuvintele pe care mi le spunea Adi Mihaela de Hitman la doar câteva zile după ce s-a întors de la Caransebeș.
Românie, bună dimineața! Am ales să vă salutăm astăzi în weekendul în care aproape toată România este liberă din Caransebeș. Am avut aseară plat din Timișoara, a fost Iureș, iar acum repetăm probabil partiul pe care l-am făcut acum vreo 2-3 luni în același club, în Air The Club din Caransebeș. Aceeași vinovat, Lucian Bărbulescu de Hitman și Mr. X, pentru că el este rezidentul clubului, este un DJ foarte tare, căutați-l pe Facebook. Cum ți s-a părut? Frumos, foarte, foarte tare, super mișto, bravo băieții! E omul care a ridicat clubul ăsta și este foarte, foarte bine ce face aici. Sunt oameni extraordinari, clubul este aproape plin, e 3 dimineața, iar Bărbulescu din nou comite. Vă salutăm pe ZUTVHD, direct din Caransebeș, ați sub partii rămâne în tur, pa, pa, pa! If you're gonna save the day, and you're hearing what I say, I feel your touch, your kiss is not enough. And if you believe in me, don't think my love's for free. I won't take nothing less than a deeper love. Let me tell you, cu piese vechi românești pe care toată lumea a cântat. Se întâmplă în momentul de apogeu al veseliei. A fost o seară foarte bună. Iar deja pe la 4, când au rămas doar clubberii, au pus de un after party tare. Și până la anul, Air The Club se petrece frumos, ca să nu-ți pierzi antrenamentul, pentru că sigur ne vedem și în 2018. Leon Bitch, my left stroke just went viral. Ay, I remember syrup sandwiches and crime allowances, but less a nickel with some counterfeits. But now I'm counting this Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down in this. You say with my boobay tastes like too late for the analyst. Girl, I can buy your Westy world with my base stuff. Ooh, that pussy good. Won't you say that on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block and break it down, we playing home. Nobody pray for me, it been a day for me. Nobody pray for me, it been a day for me. Nobody pray for me, it been a day for me. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în Caransebeș. Nu mai fost de ceva vreme, ne aducem aminte că data trecută a fost foarte, foarte tare și ne așteptam oarecum și noaptea asta să iasă la fel de tare. Ei bine, am avut dreptate, am avut o intuiție bună și a fost blană. Este 4 fără 20, la ora 4 plecăm, pentru că la ora 6 avem avion la Timișoara. V-am pupat, ăsta e Zubar din România, în sursă, Lucian Bărbulescu. Pa! Syrup sandwiches and crime allowances, but that's a nigga with some counterfeits. But now I'm counting this Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my boobay tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westy world with my base stuff. Ooh, that pussy good. Won't you sit it on my taste buds? I get way too petty. Won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down. We playing Tetris. Sunt Raluca Benavides. De Revelion ne vedem în cel mai tare club din Baia Mare, în La Mustaș. Pa, pa! Sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my boobay tastes like Kool-Aid.